Bună seara tuturor, sunt Arotela cu etalarea pentru cei născuți cu soare, lună, Venus, ascendent în Taur, etalare pentru septembrie 2019. Încep cu mesajele de la îngeri. Ați primit romanță și încă două cărți. Acesta a vrut totul să iasă prima și o să încep cu ea. Aveți cartea numărul 25, 2 și 5. 2. Evident că vorbește despre relația între două persoane. Deja avem două persoane. Și 5. În acest moment mă gândesc la casa a 5-a creativității. Asta tocmai pentru că avem romanță. Avem peștișori. Avem corali. Da, ce drăguț. Avem sirene. Aveți. Poate unii dintre voi aveți de-a face cu o persoană cu planete în semn de apă. Co fi pești, co fi rac, co fi scorpion, voi știți mai bine. Avem aici un adevărat univers acvatic, ultramarin. Ultramarin am și eu. Ideea este că sunteți invitați să vă lăsați așa duși de val, în sensul frumos al cuvântului. Mai degrabă simt acum că a rezonat cu duși de ritm. Un ritm interior al vieții, al dragostei. Copleșiți-vă unul pe celălalt cu dragoste, cu atenție personală și afecțiune. Poate o invitație undeva la un local unde puteți să dansați, unde vă puteți bucura de o muzică bună, ar prinde bine, ar aduce acel 5, acea schimbare în relație, în cazul în care relația voastră mai trebuie din când în când pigmentată cu anumite gesturi. Dacă nu sunteți într-o relație, sunteți la început, cu atât mai bine. Fiți un pic romantic, că doar vorbim de romanță. Următoarele două cărți ar fi 41 și 4. Deci de două ori 4. Interesant. Interesant. Da. Fă ceva pentru cineva. Nu contează pentru cine. Oferă un pic de atenție unei alte persoane, unei alte ființe. Că este căprioară, iepuraș, veveriță, cum arată poza, că este un cățeluș, o pisicuță pe care o vedeți pe stradă, frămânzită, nu o ușuiți. Faceți un gest de tandrețe, măcar dacă nu-i puteți da de mâncare. Oferiți-i un moment de afecțiune. Ideea este că 41 este provocarea, 4 cu 1, 5, da? Provocarea 1, acel gest, acea acțiune. 1 asta înseamnă să întreprinzi o acțiune și să ieși din 4, dintr-o energie stagnantă. Da, 4 îți oferă stabilitate. Sunte semn fix de pământ, e similar cu Taurul cu Fecioara sau cu Capricornul. Însă, stabilitatea emoțională o găsim cel mai mult când împărtășim și cu cei din preajmă un moment de bucurie, de orice gen ar fi. O floare, că tot, da, ideea asta cu floare, în timp ce meditam la voi, am văzut o floare roșie mare desfăcându-se și o spirală. Poate unii dintre voi ori trebuie să oferiți, am și bețișor roșu cu aromă de trandafiri, ar trebui să oferiți niște flori cuiva, domnii, doamnelor și domnișoarelor. Oricum, floarea înseamnă foarte mult, dar fiind roșie, cred că este vorba de o pasiune, că tot avem romanță, o pasiune și această pasiune, cred că da, vă face să vă simțiți că sunteți fără limite sau va trebui să vă simțiți în acest gen. Spirala reprezintă creștere, evoluție. Poate veți evolua prin această nouă relație, nouă cunoștință pe care ar trebui să o copleșiți cu niște gesturi drăgălașe. Cartea numărul 4 spune că sunteți fără limite. Este ciudat un asemenea mesaj la numărul 4, dar nu degeaba vine, pentru că voi trebuie să vă aduceți aminte că sunteți în stare să faceți orice vă doriți. Depinde de voi ce alegeți să faceți. 4, repet, iar este o energie stagnantă. Este stabilă, dar e și stagnantă. Și atunci, ideea este să nu uitați
că voi sunteți fără limite. Vă puteți transforma în orice, în 3, în 5, în 6, în 243. Nu știu de ce am zis acest număr, dar ideea este că vă puteți transforma în continuu, în orice. Este o femeie care se transformă într-un inorog și nu oricum, ci printr-o dragoste pură. Sunt două lebede. Povestea lebedelor e minunată. Avem și un păun, avem pene de păun. Poate că femeia este un pic mai mândră. Și atunci este chemată să ofere un pic, seamănă această carte și cu Gaia, să ofere un pic din abundența ei, de orice gen ar fi. Nu trebuie neapărat să zici că, domnule, sunt miliardar și de-abia atunci pot să dau. Nu, oferim din oricât avem. Înțelegeți? Aceasta ar fi etal. Să vedem ce aveți aici. Cum am spus și mai devreme, acțiunile vorbesc puternic. Exprimați-vă dragostea și prin acțiuni. Invitați persoana la o călătorie, la un dans, la o plimbare prin pădure în care sau în grădina zoologică și împărtășiți energia voastră, dragostea voastră și animăluților, ceea ce este minunat. Știu că sună ciudat mesajul, dar cred că este totuși pentru cineva. Probabil că anumite persoane, mai ales în semnul taurului, au tendința să uite de acest aspect al vieții și să muncească prea mult. Acțiunile sunt importante. Deci, o invitație la o călătorie, la comunicare, orice, niște flori, niște bomboane, jocul cu o pisică, cu un animăluț, călătoria, muzica, dansul, am zis. Mă repet, dacă mă repet, asta e, înseamnă că trebuie să mă repet. Cam aceasta ar fi mesajul de la Înger pentru voi. Acum, haideți să vedem. Înregistrează? Înregistrează. E bine. Ce cafea bună am făcut. Black. Regina de spade. Comunicare. Poate aveți de comunicat niște chestiuni legale cu cineva. Unii dintre voi. Am văzut mai devreme, în timp ce amestecam cărțile. Ce am văzut? Faetonul și luna. Cred că unii aveți de-a face cu un rac. Și faetonul și luna. Oricum, dacă nu e rac, poate să fie pești sau scorpion, faetonul vorbește și despre călătorie, despre o energie care trece în acțiune, nu e stagnantă. Nu degeaba ați primit mesajele pe care le-ați primit. Ce am mai văzut? Am mai văzut ceva? Acum nu mi-aduc aminte. Oricum e suficient. Să amestecăm încă o dată, amestecăm încă o dată pentru Taur, Soare, Lună, Venus, Ascendent. În Taur, ok. Ia uite, ia uite. Septembrie 2019. Evident că ce spun acum, poate a început în august, în iulie se manifeste sau se va manifesta mai încolo. Eu acum preiau mesajul și îl transmit. Oh! Wow! Am mai avut o zodie. Dacă nu mă înșel, berbecul. Poate aveți planete, poate sunteți berbeci cu Venus sau cu Lună în Taur, poate invers, sunteți Taur cu Venus, Lună în berbec. Asul de băte. Un început. Evident că ar trebui să fie o romanță, ar trebui să fie un început pasional. Este o bătă cu frunzulițe, poate face și flori și fructe. Depinde de voi cum o plantați, unde o plantați, cum folosiți acest pământ pe care îl reprezentați. Dacă vă lăsați hrăniți de apă, de emoții sau vă lăsați uscat de aer, cum a apărut și Regina de Spade. Depinde de voi. Un început, astfel este evident, este un dar divin. Unora vi se dăruiește acest început. Poate să fie și un proiect la locul de muncă, da. Nu este obligatoriu să fie un început de relație, dar este foarte posibil. Puteți să începeți o afacere, o colaborare, că bătele sunt foarte creative și combative. Provocarea este persoana la distanță. Trei de băte. Alt semn de foc. Repet, nu este obligatoriu să fie semn de foc. Posibil este focul pe care îl simțiți voi, focul pe care îl simt și ei, că doar sunt la distanță și le este dor de voi sau vă este dor de ei, deși cred că este reciprocă starea. Ideea este că
Trei de bâte reprezintă o persoană care se uită în zare, da, vede navele cum se apropie, sau cum se depărtează, nu doar cum se apropie. Se uită în zare. Provocarea este să încercați să vedeți viitorul. Să eventual vom vedea cum se așează cărțile, să călătoriți mai aproape de acest as de bâte. Interesant că 3 și cu 1 fac 4, deci asul, dacă îl găsiți peste drum, voi stați sau ei stau la distanță și vă așteaptă, vă așteptați unul pe altul. E așteptare. Da? Și înainte și după așteptare, hotărâți, da? Luați bâta să călătoriți. 3 și cu 1, 4. Puteți, la un moment dat, vom vedea când, să manifestați 4 de bâte, relație stabilă de lungă durată. Cum place unor tauri. Că sunt semne fixe și stabile. Semn de foc. Pasiune între amândoi. Vom vedea ce se mai așează. O, eremitul. Poate aveți planetă în fecioară. Eremitul este fecioara. Poate există o fecioară în trecut. Este trecutul îndepărtat. Poate voi. Posibil voi. În trecut. Ați trecut printr-o perioadă neagră. O noapte întunecoasă a sufletului în care ați fost chemați să vă izolați, da, v-ați izolat, nu v-ați dus cu prieteni, prietene, iubiți, iubite. Ați căutat lumina în voi înșivă, în experiențele prin care ați trecut. Unii dintre voi. Sper că ați și găsit-o. Sper că ați și găsit-o. Este trecutul îndepărtat. În acest moment, de fapt nu e doar în acest moment, dar acum totuși gândul mă trimite și către o legătură cu biserica. Poate unii dintre voi în trecut ați început să vă conectați și la latura voastră religioasă, spirituală. Unii poate, unii, câțiva, ați avut și niște probleme de sănătate. Și a trebuit să faceți lumină în acea zonă din corpușorul vostru, care a avut de suferit. Ah, ce frumos! Ce frumos! De curând! Poate anul ăsta de câteva luni de zile, eu știu. Vă las cartea și povestiți voi despre ea, da? Doi de cupe. Am zis că cineva își dorește un început, o relație. Așteaptă la un drum pe cineva. Posibil semn de apă. Am vorbit și la mesajele îngerilor despre apă. Posibil să fie pește, rac sau scorpion, da? Dar nu este obligatoriu, repet de câte ori pot. E o persoană care vă umple cupa, vă umple sufletul și nu cu pasiune. Nu cu vorbe, nici cu bani. Vă umple cu emoții, cu lacrimi, cu... Wow! Aș mai zice ceva, dar poate nu e momentul, poate la o relație intimă, la o etalare intimă să comentez anumite lucruri. Oricum, persoana aceasta vă simte, da, la distanță. Și da, e posibil chiar să vă și vindece dacă ați avut niște probleme. Comunicați telepatic cu ei, este o relație profundă, profundă, profundă. Un soi de suflete perechi. Vom vedea dacă sunt karmice sau dharmice. Un suflet pereche pe care l-ați întâlnit de curând. Ar trebui să fie trecutul recent. Dacă nu-i suflet, poate să fie o colaborare, am spus profesional, poate să fie o colaborare. Cineva v-a invitat să semnați un contract, o colaborare, pentru a începe acest proiect. Sau după această colaborare ați făcut niște, v-a mers bine și vreți acum din banii, din, eu știu ce, câștigul pe care l-ați avut să începeți un proiect. Dar încă mai așteptați, eventual vă gândiți. Să vorbim și de profesie. Aceleași cărți pot vorbi și despre profesie, și despre sănătate, și despre dragoste. Ai, 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 aici sunteți voi. Voi care mergeți încet, încet către... Teoretic ar trebui să mergeți către regina de monede, de cupe. Iar zi cupe, o fi vreun semn de apă. Vreau să spun către regina de bâte. Către o abundență pe care o... O sperați de mult timp,
o căutați, da? Și la care lucrați, pentru că, da, Cavalerul de Monede a lăsat deja în urmă și 8 și 9 și toate etapele. Pășește precaut către acest început, asul de bâte. Această energie, da, trec de la una la alta, dar sper că prindeți ideea. Această carte reprezintă energia viitorului îndepărtat sau al conștientului vostru în această perioadă. Că o fi septembrie, că e august, că e octombrie, vom vedea. Ați vrea să avansați, că doar vă gândiți cu atâtea cărți la, am văzut și faetonul, să mergeți mai departe, dar o faceți cu pași mici. Nu musai timizi, precauți, studiați toate variantele. Dacă vreți să mergeți într-o călătorie, studiați toate variantele posibile. Și cu avionul, și cu mașina, și cu bicicleta, și cu ce vreți voi. Oferte la hoteluri, dacă e să mergeți într-o vacanță, în stilul ăsta vreau să zic, că studiați toate ofertele. Cu mic dejun, fără mic dejun, cu jacuzzi, fără jacuzzi, vedeți care sunt ofertele cele mai convenabile. În orice, că e proiect de afaceri, că e un proiect creativ, că e relație cu doi de cupe, evident că e posibil și acest lucru. Ideea este că da, vă doriți să călătoriți, dar deocamdată așteptați, vă faceți planuri peste planuri și calul pare că stă. Dar bine, se presupune că voi acum faceți un soi de introspecție de piață. Moneda asta, în acest moment, o văd un laptop care este deschis pe Google și caută variante, variante, variante. Oh. Ai, da, aveți de luat o decizie. Acum, în prezent sau în viitorul apropiat, a apărut și Regina de Spade. Probabil că trebuie să vă despărțiți de cineva. Să lăsați în urmă ceva. E o decizie destul de dură. Avem primele spade. Iar doi. Pentru unii, poate trebuie să lăsați o relație în urmă ca să vă concentrați pe bani. Pe stabilitate. Dar să nu uitați mesajele de la îngeri. Cred că și acelea sunt foarte importante. Îmi place crucea celtică pentru că fiecare carte reprezintă ceva anume. Nu putem devia foarte mult cu variantele. Unii dintre voi, într-adevăr, trebuie să lăsați o relație în urmă. Și să. Aici e provocarea. Și să luați această bută. Da? E o decizie grea, în care ar trebui să vă conectați nu doar la minte, adică nu la minte, ci la intuiție, nici la emoții. Să fiți mai presus și de minte și de emoții, de toată natura noastră pământeană. Uf! Dacă ați putea să ascultați și visele, ce bine ar fi. Decizii. Posibil să fie un semn de aer care vă influențează în prezent. Poate vă influențează și felul în care luați deciziile. Scuzați-mă, deciziile. Aveți 2 și 2. Posibil. Sfatul. Vai. Și berbecii cred că au avut și asul de bâte și asul de cupe. Cred că unii dintre voi aveți planete acolo. Sfatul este să lăsați această dragoste pe care probabil ați început, ați primit-o de curând, pe o relație, o persoană. Să o lăsați să intre în viața voastră. Intră. E darul divin, cum am spus mai devreme, și nu este doar emoțional, este și pasional. Nu doar că vă înțelege sufletul, vă înțelege și corpul. Da, ce frumos, ce frumos. Aici este provocarea de fapt. În prezent trebuie să decideți, cred că, dacă veți călători mai aproape. Cred că unii dintre voi trebuie să călătoriți mai aproape de ei. Ce frumos, nu-i așa? Ce frumos. Voi aveți multă pasiune, ei vin cu multă emoție.
Dacă nu e vorba de dragoste, pentru că nu toată lumea va experimenta această situație, evident, încerc și altă variantă. Cu aceleași cărți, pentru că fiecare carte poate fi interpretată în multe feluri, am zis. Unii dintre voi trebuie să vă vindecați, am vorbit de vindecare, am vorbit de o problemă de sănătate în trecut. Doi de cupe reprezintă și un schimb de medicamente, de tratamente, cineva care vine să vă trateze, că e psihologic, că este fizic, vine să vă trateze și asul de cupe reprezintă și vindecare. Și vindecare. Dar, revenim la dragoste, e o dragoste deosebită, sacră. Sacră, nu e doar pasiune, nu e doar sex. E dragoste profundă. Exterior, am zis regina de cupe mai devreme. Am zis cavalerul, Doamne, mulțumesc cum îmi pui pe buze cuvintele. Am zis cavalerul de monede vrea să meargă către regina de cupe și, de fapt, mă gândeam la regina de monede, la abundența voastră. Da, e clar că vreți să călătoriți către această regină, iar semn de apă. Și este și forță exterioară. Probabil acest suflet pereche, față de care simțiți o mare pasiune. Și așteptați, vă așteptați unul pe altul, da? Nu doar voi, nu doar ei. Amândoi vă așteptați. Doar că se pare, aici sunteți voi, semn de pământ, mergeți cam greu. Vă decideți greu. Of, 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 așa sunt taurii. Din păcate, cam prea înceți. Încet e bine, dar nu tot timpul. Regina de cupe. Poate fi o mamă sau o persoană pe care o simțiți ca și mama voastră. Chiar dacă poate unii sunteți mai în vârstă și mama voastră nu mai trăiește, lângă această femeie vă simțiți ocrotiți ca și când ați fi lângă o mamă ideală. Unii dintre voi. Că ați negat, că negați această senzație, voi știți, dar uneori când vă conectați la ei, telepatic sau nu, iai, vai, ce frumos! Uneori, poate chiar și când sunteți singuri, vă dați seama că această persoană, teoretic ar trebui să fie o femeie, dar nu e obligatoriu. Vă oferă acele emoții pe care vi le-ați dorit în familie când erați copii, alături de mama voastră. Poate vă doriți ca să fie mama copiilor voștri, dar trecând peste acest aspect, regina de cupe e genul de femeie care așteaptă un bărbat special să-i umple cupa, să-i umple sufletul. Nu se duce cu alți bărbați pentru sex. Nu. Ah, anulați. Nu se duce cu alți bărbați pentru sex. Gen regina de bâtă, da? Aceasta este forța.